Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, despre sporuri la salariu trebuie să vorbim. Vechea poveste cu sporurile care se dau pentru orice și adesea pentru lucruri care nu există, de fapt de cele mai multe ori pentru situații care nu există. La metrou, de exemplu, Metrorex, aveți noi un metrou în țara asta. La metrou ia spor de muncă în subteran toată lumea, inclusiv amploiații care lucrează la etajul 9 în Palatul CFR. Bravo! Trească sindicatul. Da, fiind o instituție la înălțime, cu standarde foarte înalte, practic se consideră că e subteran la înălțime, totul trebuie să fie recompensat. Da, uite, Adi avea dreptate în discuția noastră de mai devreme. Să te angajezi undeva și îți apare pe fluturaș un spor de genul ăsta. Unul de ăsta absurd. Ce faci? Îl refuzi? Eu mă gândesc că, până la urmă, asta fiind instituție publică, e în supravegherea curții de conturi și periodic se mai fac niște controle și vine aia și îți cer banii înapoi la un moment dat. Pentru că, deci, nu poți să ai... Deci ce faci, te duci și spui că nu vrei să-l primești ca să nu cumva să-i dai banii înapoi? Este o întrebare foarte bună. Dar tu când iei salariu și lucrezi la etajul 9, ești la contabilitate, la etajul 9 în Palatul CFR și vezi pe fluturaș spor de lucru în subteran. Subteran ce? Dacă ai pivniță la bloc, dacă te uiți în boxă... Când pleci acasă, nu pleci cu metrou? Că vin cu metrou, mă, dacă au abonament. Da, adică sunt obligați cumva să circule cu metrou. Și practic, ei când vin, sunt deja la lucru, se consideră. Asta zic. Semnează, ori mai avea delegații, ori mai avea... Semnează condica atunci când se urcă în metrou? Că altfel nu se justifică. Nu, dar uite, mai faci o delegație de la Aurel Vlaicu până la Victoriei. Eu cred că tocmai le-am dat o idee cum se rezolve problema asta. Practic, dacă semnează condica atunci când se urcă în metrou, practic e ca și cum ar lucra. Poate că stau pe telefon și lucrează în subteran. E ca la noi cu cartelele. Știi că apare pe cartelă când tu intri în unitate, scrie când ai venit la muncă? La fel și ei, când au cu cartelele de metrou, apare ora pe cartelă. Da, poate. Așadar, confruntate cu diverse anchete și glume de prost gust, cum facem noi acum pentru această situație, conducerea și sindicatul anunță că vor să pună capăt chestiunii, așa că, exact ca legile lui Murphy, vor face o comisie să se ocupe de problemă. Care e problema? Asta, deci, ce care e problema este să stabilească de la ce etaj în sus începe subteran sau în jos, de la ce etaj în jos începe subteran. La etajul 9 nu credem că e subteran, mă, dar de pe la etajul 2-3... Eu le dau altă idee. Pe lângă sporul de subteran, să aibă și spor de înălțime, doar angajații care lucrează la etajul 9. Să înlocuiască. Păi nu e ușor, serios. Subteran pentru că aia care lucrează în subteran, cum le poate păstra pe spor de vertij pentru aia care lucrează peste etajul 1-2. Păi putea să lucreze în fiecare zi la etajul 9? La etajul 9? Serios, eu am rău de înălțime, mi-ar fi foarte greu. Da, uite, cum spuneam, Curtea de Conturi, directorul general al Metrorex, a trimis o adresă către președintele sindicatului în care îi se comunică faptul că inspectorii Curții de Conturi au realizat în perioada martie-octombrie anul trecut un raport de audit care s-a ocupat și de felul în care se acordă unele sporuri, mă înțelegeți. Echipa de audit de la Curtea de Conturi a constatat că responsabilii Metrorex nu au prezentat o fundamentare a modului de acordare a sporului de metrou. Deci eu aș vrea să văd fundamentarea. Cum se fundamentează și se justifică faptul că primesc spor de subteran cei care lucrează la etajele superioare ale ministerului? Vreau să văd nota asta de fundamentare. Ce semnează? Deci ești director la Metrorex și trebuie să... justifici faptul că acord spor de subteran, cum semnezi așa ceva? Cam cum poți să argumentezi? Cu mâna dreaptă. Mă gândesc. Totodată, Curtea de Conturi a constatat că în unele cazuri, în cadrul aceluiași loc de muncă, diferențierea nivelului sporului de metrou este raportată la funcție, nu la condițiile efective de lucru. Asta este o altă veche poveste. Adică, domnul Luca, dacă ești șef, primești spor mai mare la noxa. Alta e noxa la șef. Șeful e mai sensibil. El trebuie să primească spor de noxă mai mare. E procentual, adică. Da, procentual. Șeful are mașină mai mare, deci practic, noxa e mai mare. Da, altfel te îmbolnăvești. Adică nu într-un fel te îmbolnăvești de noxe când ești pălmaș, un pârlit necalificat. Faci boli mai simple. Dar dacă ești șef intelectual, faci boli complexe. Te îmbolnăvești complex de la noxe. Trebuie să ai spor mai mare procentual. E imunitatea mai scăzută la intelectuali. Da. Nu s-au jucat pe afară. Exact. Uite, vezi, domnul Petrescu, că tu, tamanci, ai fost bolnav. Exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.